Două accidente grave produse pe șoselele din Mehedinți au marcat finalul de săptămână. Unul s-a întâmplat pe viaducte, iar celălalt la izvorul Bârzii. Ambele au fost soldate cu victime. Un accident în lanț s-a produs pe DN6 în zona viaductului Baba la finalul săptămânii. La fața locului au intervenit pompierii. În accident au fost implicate trei vehicule, un autotren înmatriculat în Turcia și două autoturisme. Șoferul autotrenului a frânat, iar conducătorul autoturismului din spate a frânat la rândul său. Cel de-al doilea șofer de autoturism spune că nu a observat la timp că vehiculele din față au redus viteza și nu a avut timp de frânare. În urma impactului, trei persoane au fost transportate la spital. Detașamentul de pompieri Robedatorul Severin a fost solicitat să intervină pe drumul național 6 în dreptul viaductului Baba la un accident rutier. Ajuns la fața locului, am constatat că în accident erau implicate două autoturisme și un autotren. Trei persoane au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la UPU Drobeta Turnu Severin cu politraumatisme minore. Traficul rutier s-a desfășurat alternativ pe un singur sens de mers. Un alt accident cu victimă și pagube a avut loc în izvorul Bârzii. Două autoturisme s-au izbit de un cap de pod. Accidentul s-a produs vineri seara pe drumul comunal 7. Două autoturisme s-au lovit, iar în urma impactului ambele au fost proiectate într-un cap de pod. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul detașamentului Drobeta și o ambulanță. O femeie a fost transportată la spital pentru investigații medicale suplimentare. Detașamentul de pompieri Drobeta Turnu Severin a intervenit în localitatea izvorul Bârzii la un accident rutier. Ajuns la fața locului, am constatat că în accident erau implicate două autoturisme și patru persoane, dintre care una am găsit-o în afara autoturismului, s-au acordat îngrijiri medicale, a fost transportată la UPU de către Serviciul Județean de Ambulanță, celelalte trei persoane au refuzat evaluare medicală și transportul. Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. De altfel, pagubele materiale sunt însemnate.